Șofer cu categoria B conduce o dubă cu masă maximă autorizată de 3,5 tone. Deci conduce un vehicul legal. Masa totală a dubei și a încărcăturii depășește 3,5 tone. Ce se întâmplă în cazul de față? Această întrebare am primit-o în privat, iar cel care mi-a trimis-o se referă la că fapta reprezintă infracțiune sau contravenție. Că asta vrea să știe toată lumea. Pentru infracțiuni contează masa totală maximă autorizată. Adică polițistul nu te cântărește. Polițistul se uită în acte și cât scrie masa totală maximă autorizată, în funcție de asta stabilește dacă ai voie să conduci cu permisul de conducere categoria B sau îți trebuie BE, C, CE sau tot așa, da? Deci nu contează greutatea reală a vehiculului sau a ansamblului de vehicule pentru infracțiune, contează masa totală maximă autorizată, da? În cazul de față, dacă în acte scrie masa totală maximă autorizată, 3,5 tone, nu contează că ea e goală și are 2 tone sau ai încărcat-o tu, da, cu cărămidă și are 4 tone jumătate, atât timp cât în acte scrie că ea are 3,5 tone, poți să o conduci cu B-ul pentru că nu reprezintă infracțiune. Dar asta nu înseamnă că rămâi nepedepsit. Adică dacă în acte scrie că ai 3,5 tone, da, pe dubiță și tu ai încărcat mai mult, vei fi sancționat că ai pus o greutate mai mare decât permite în acte pe mașină, dar pentru asta va trebui să fii cântărit pentru că nu poate să-și dea seama polițistul la ochi și dacă ai depășit cât scrie în acte, atunci o să fii sancționat contravențional. Dar ca să fie infracțiune, trebuie să depășești în acte 3,5 tone. Adică dacă conduci un vehicul la o dubă care are 4 tone, masa totală maximă autorizată, nu contează că e goală sau plină, atât timp cât în acte, repet, da, ea are 4 tone, tu n-ai voie să o conduci doar cu B-ul, pentru că cu B-ul ai voie maxim 3500. Și atunci o să fii cercetat penal pentru conducerea unui vehicul cu o categorie de permis necorespunzătoare. Sper că m-am făcut înțeles. Pentru cei care nu știți, eu am mai făcut două vloguri în care am explicat ce remorcă poți să tractezi cu permisul de conducere categoria B. Dacă nu le-ați văzut, intrați pe YouTube și dați căutare Tavi Perțea remorcă, găsiți acolo videoclipurile. Revenind la întrebarea de la început, fapta reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă fără puncte de penalizare. Dacă v-au plăcut aceste explicații, nu uitați să descărcați aceste două aplicații în funcție de care vi se potrivește.